Ortodoxii și catolicii îi serbează pe Sfinții Împărați Constantin și Elena în fiecare an pe data de 21 mai. Aceștia sunt cunoscuți drept cei care au dat libertate creștinismului, au interzis jertfele sângeroase, iar ziua de duminică a fost stabilită zi de odihnă în Imperiul Roman. Sfinții Constantin și Elena, în timpul domniei sale, împăratul Constantin a adoptat o serie de măsuri în favoarea bisericii și ale preoților, iar despre mama lui, împărăteasa Elena, se spune că și-ar fi eliberat sclavii și i-ar fi ajutat pe creștinii persecutați. Sfinților împărați Constantin și Elena, după Dumnezeu și Maica Domnului, voi sunteți nădejdea noastră și folositorii noștri. Voi ne sunteți nouă bucurie în vremea necazului. Voi ne ocrotiți în nevoi și ne ajutați. Voi, sfintelor mănăstiri și bisericile, sunteți păzitori. Pentru aceasta, cădem înaintea voastră cu lacrimi, rugându-vă să nu încetați a ne ajuta nouă, neputincioșilor, ci mijlociți la Dumnezeu și la preacurata lui Maică și pururea Fecioara Maria, ca și pe noi să ne păzească fără prihană și pe toți să ne întărească în credință, până la sfârșitul vieții, spre mântuirea sufletelor noastre. Amin. Tradiții de Sfinții Constantin și Elena. Tradiția spune că astăzi este interzis să muncești. Bătrânii cred că cei care nu se odihnesc de Sfinții Constantin și Elena și muncesc pe câmp nu vor culege roadele muncii lor, pentru că recoltele vor fi mâncate de păsări. Ba mai mult, tot ce se seamănă după această zi se usucă, mai spun superstițioșii. De Sfinții Constantin și Elena este bine să împarți cruciulițe tuturor cunoscuților, pentru a reuși în tot ce ți-ai propus. În această zi păstorii decid cine va fi baci și unde vor fi construite stânele. Pe 21 mai este ziua când aceștia măsoară laptele de la oi și notează cantitatea pe răboj, tot ei fac ritualuri pentru apărarea stânelor și a ciobanilor prin aprinderea focului viu, alungarea vrăjitoarelor care fură sporul laptelui prin zgomote și strigăte. Pentru sănătate și bunăstare de Sfinții Constantin și Elena, unul din membrii familiei este bine să ducă la biserică 3 bujori îmbobociți, flori de lămâiță, dulciuri făcute în casă și pâine. Pentru ca duhurile rele să nu fură sporul laptelui, pe la sate se ține sperietoarea vrăjitoarelor. Asta presupune ca toți membrii familiei să se adune în mijlocul gospodăriei, în jurul unui vas cu lapte și să se bată cu linguri noi de lemn în vase în care se fierbea laptele de obicei, în timp ce strigă ca să sperie vrăjitoarele care ar putea fura laptele. Pentru a alunga duhurile rele, în unele zone se aprinde un foc mare și oamenii stau în jurul lui. Prin acest foc obișnuiesc să treacă și oile pentru a fi ferite de rele pe tot timpul cât vor sta la stână. De Sfinții Constantin și Elena nu se lucrează ogoarele, nu se dă cu sapa, nu se plivesc ierburile. În Oltenia se crede că de Sfinții Constantin și Elena trebuie ca în casă să existe măcar 3 fire de bujori îmbobociți pentru a fi voie bună pe tot parcursul anului. Preoții spun că pe 21 mai trebuie cumpărată o iconiță care să-i reprezinte pe Sfinții Constantin și Elena, astfel va apără de pagubă de cei care vă vor răul și vă împlinește o dorință, oricând le cereți ajutorul. Bătrânii cred că de Sfinții Constantin și Elena nu este bine să divorțezi sau să renunți la o prietenie, pentru că toată viața vei avea o pierdere pe plan financiar sau sentimental. Din popor, se mai spune că pe 21 mai nu este bine să dați păsărilor cerului pâine, pentru că în acest fel se risipește sporul casei. Ba mai mult, nu trebuie să stricați cuibul păsărilor care au pui, pentru că în familie vor fi necazuri tot anul.